Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică de astăzi se intitulează Salvatorii salvează vieți, cine îi salvează pe salvatori? Chiar dacă este o intervenție în sesiunea declarații politice, nu are nicio legătură intervenția mea de astăzi cu politica. E doar un gest de recunoștință și de smerenie în fața tuturor celor care, din prima linie, se luptă să salveze viețile românilor în condiții extrem de grele. Medicilor, asistenților, infirmierilor, brancardierilor, farmaciștilor, vreau să le mulțumesc de la această tribună și să le cer iertare. Vreau să le mulțumesc pentru că nu renunță și pentru că în condiții extrem de grele, cu o infrastructură precară, după 30 de ani de probleme, fac tot posibilul să salveze cât mai multe vieți. Le cer iertare pentru că de multe ori, prinși în gâlceava politică a zilor noastre, uităm să ne gândim la nevoile lor și îi lăsăm singuri în lupta cu acest inamic care este greu de învins și prin prisma dezinformărilor pe care le permitem mult prea des în arena publică. Vă rog să mă ascultați cu atenție, estimați colegi. Studiile de specialitate arată că medicii din prima linie, medicii în condiții de război, așa cum trăiesc astăzi, sunt predispuși la o serie de afecțiuni: tulburări de anxietate, depresie, tulburări de stres post-traumatic. Nu avem, din păcate, studii în România pe care să le fi găsit, dar știm că în Italia, de exemplu, în vârful pandemiei de COVID-19 din 2020, 47%, deci unul din doi medici, raportau stări depresive, fiindu-le frică să povestească familiei colegilor despre asta. Nu uitați că rata de suicid în România depășește rata medie de suicid din Uniunea Europeană. Și gândiți-vă la câteva aspecte simple, cum ar fi exemplul de la Buzău, unde avem un singur medic în cadrul unității de primiri urgenți. Un singur medic înțeleg că în fiecare zi vede peste 200 de pacienți. Astfel de condiții n-au cum să nu afecteze viața, sănătatea celor care încearcă să salveze vieți și fac un apel public către toți colegii parlamentari de la toate partidele să gândim împreună un program, împreună cu Ministerul Sănătății pentru a-i ajuta pe cei care salvează vieți. Pentru că, dacă am auzit că riscăm să pierdem o generație de bunici în aceste zile, n-aș vrea să pierdem și o generație de salvatori. Vă mulțumesc!